Nașterea unui arbore smochin. Respect pentru bătrân. A fost odată ca niciodată un smochin mare în pădurea de sub Himalaya. Locuind lângă acest arbore smochin, erau trei prieteni foarte buni. Era o prepeliță, o maimuță și un elefant. Fiecare dintre ei era destul de inteligent. Din când în când, cei trei prieteni intrau într-un dezacord. Când s-a întâmplat acest lucru, ei nu au considerat opinia niciunuia dintre ei ca fiind mai valoroasă. Oricâtă experiență avea fiecare, părerea lui era tratată la fel ca și ceilalți. Deci, le-a luat mult timp să ajungă la un acord. De fiecare dată când se întâmpla asta, trebuiau să înceapă de la început pentru a ajunge la o soluție. După un timp și-au dat seama că ar economisi timp și le-ar ajuta prietenia, dacă ar putea scurta dezacordurile. Ei au decis că ar ajuta cu siguranță dacă ar lua în considerare mai întâi cea mai valoroasă opinie. Apoi, dacă ar putea fi de acord cu aceasta, nu ar trebui să piardă timpul și, eventual, chiar să devină mai puțin prietenoși, argumentând despre ceilalți doi. Din fericire, toți au crezut că cea mai valoroasă opinie este cea bazată pe cea mai mare experiență. Prin urmare, ar putea trăi împreună și mai pașnic dacă i-ar acorda un respect mai mare celui mai în vârstă dintre ei. Numai dacă părerea lui ar fi în mod clar greșită, ar trebui să ia în considerare pe ceilalți. Din păcate, elefantul, maimuța și prepelița habar nu aveau care dintre ele este cea mai în vârstă. Deoarece acesta era un timp înainte ca bătrânețea să fie respectată, nu aveau niciun motiv să-și amintească zilele de naștere sau vârstele lor. Apoi, într-o zi, în timp ce se relaxau la umbra arborelui Mare Smochin, prepelița și maimuța l-au întrebat pe elefant, din câte vă puteți aminti, care era dimensiunea acestui arbore smochin. Elefantul a răspuns, îmi amintesc de foarte mult timp acest copac. Când eram doar un copil mic, obișnuiam să mă scarpin pe burtă frecând-o peste lăstarii frageste pe vârful acestui arbore smochin. Apoi maimuța a spus, când eram un pui de maimuță curioasă, obișnuiam să stau și să examinez micul răsat de smochin. Uneori obișnuiam să mă aplec și să-i ronțăi frunzele fragede de sus. Maimuța și elefantul au întrebat-o pe prepeliță, după câte vă puteți aminti, care era dimensiunea acestui arbore smochin. Prepelița a spus, când eram tânăr, căutam mâncare într-o pădure din apropiere. În acea pădure era un smochin bătrân și mare, care era plin de fructe de pădure coapte. Am mâncat câteva din acele fructe de pădure, iar a doua zi stăteam chiar aici. Aici mi-am lăsat să cadă excrementele mele, iar semințele pe care le conțineau au crescut pentru a fi chiar acest copac. Maimuța și elefantul au spus, aha, domnule prepeliță, trebuie să fiți cel mai bătrân. Meriți respectul și onoarea noastră. De acum încolo vom acorda o atenție deosebită cuvintelor tale. Pe baza înțelepciunii și experienței tale, sfătuiește-ne când facem greșeli. Când există neînțelegeri, vom acorda cel mai înalt loc părerii dumneavoastră. Vă cerem doar să fiți onest și drept. Prepelița a răspuns, îți mulțumesc pentru respectul tău și promit să fac mereu tot ce pot pentru a-l merita. S-a întâmplat ca această mică prepeliță înțeleaptă să fie bodhisattva, ființa iluminată. Morala este, respectul pentru înțelepciunea bătrânilor duce la armonie.